Crăciunul, poate cea mai așteptată zi din an. O perioadă pentru familie în care toate drumurile duc spre casă. Dar ce se întâmplă dacă drumurile nu duc spre casă și totul merge pe dos? Cum este Crăciunul atunci? I se pierde farmecul? Deci mai sunt fix 4 zile până la Crăciun și în caz că ați văzut un video cu târgul de Crăciun din Oslo, înseamnă că tot ce trebuie eu să fac în astea 4 zile am reușit să fac. Dacă nu, nu o să vedeți niciodată nici filmarea asta, că o să renunț la ideea de vlog de Crăciun. În fine, o să încerc să fiu optimist acum. Ce trebuie eu să fac zilele astea, am zis că să vreau cu mine, să înțelegeți de ce câteodată vin vlogurile mele după o lună și așa. Deci mai sunt 4 zile, da? În care eu trebuie să pregătesc totul, că vine sora mea, trebuie să gătesc, trebuie să aranjez casa și așa mai departe. Noi să stăm în altă locație. Pe lângă asta mai am de editat 2 vloguri din Lofoten pentru că eu am fost răcită o lună. Am avut corona, a fost ok, nu vă speriați, poate ați citit, am avut o variantă ușoară, 2 zile am fost relativ ok, dar exact după am făcut sinuzită și asta a fost mult mai nașpa decât corona. Am și tot așteptat să-mi treacă și nu acum 2 zile mi-am luat antibiotice, acum sunt ok, acum astăzi este prima zi în care simt efectul, așa că o să mă apuc de editat. Nu știu cum reușesc să editez eu astea 2 vloguri, că sunt foarte faine, e foarte mult material, în fine, o să încerc. După care ar trebui să editez vlogul cu Crăciunul, târgul de Crăciun din Oslo și pe lângă asta mai trebuie să pregătesc sau să prind anumite momente speciale pentru că am început un proiect personal, o să vă spun despre el în ianuarie, o să fie un vlog special și da, trebuie să filmez foarte mult pentru proiectul ăsta. Ha! Să înceapă maratonul! Planul e ca astăzi să editez un vlog. Nu știu dacă o să reușesc. O să diminuez orele de somn. E ora 7 seara. Hai să vedem ce pot să fac în 5-6 ore. The sun regains its confidence and lets the birds come out to sing. Greeting all the flowers and the trees back in time for. Nu pot să cred că mai sunt doar 2 zile până la Crăciun. Am terminat un vlog pe care o să-l postez acum. Deci poate vedeți totuși videourile astea. Mai eu anul ăsta iarăși mi-am făcut un cadou de Crăciun cam mare. Ta-da-da-da, ce emoție am! Pentru că produsul ăsta nu e nou. Așa mică e. Ha! Da, a venit. E în siguranță. Ceea ce am cumpărat acum, am cumpărat pentru... Găsesc scuze pentru proiectul despre... Da, știu, încă o dronă. Asta este o dronă destul de nouă, abia are 6 luni, beta s-a avut-o pentru 6 luni. Este un DJI Mavic Air S2. Eu am Mavic Air-ul ăla bătrân, prima ediție. Și nu mai contează, intrăm în detalii tehnice. Am nevoie de asta, ok? Ok, o să vă pară bine. Face treaba mișto. Cea mai fericită. Cea mai fericită din lume. Cea mai fericită. Deci cam asta este diferența. Mi-am luat niște harduri și evident un trepied. Tot din ăla ieftin. Oh, I'll grab my boots and darling take my hands and we'll go. Maratonul continuă, mai e o zi până la Crăciun, azi am băgat 8 ore de muncă, am zburat drona, am testat-o, e super ok și acum am vopsit trei prospătat părul și trebuie să fac curat și o grămadă de chestii, că la 8 vine sora mea. Pam, 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 pam. Salut! O grămadă de gheață, patinoar! Bună dimineața! Oi, ce frumos e afară! Mă duc să zbor drona! Ui! Zăpada!
Deci ziua de Crăciun, e în jur de ora 10 dimineața. Am dormit peste 8 ore, ce să mai editez, azi noapte sau să fac ceva, că astăzi nu o să mai am timp să gătesc. Dar e ok, o să accept ceea ce pot să fac și ceea ce nu. Și acum, cel mai important, mă duc să mai testez drona asta, pentru că vreau să mă obișnuiesc cu ea. Astăzi o să filmez la ora 5. Ce frig e! Așa de frumos! Gata și zborul, am înghețat, după cum se vede, nu mai pot. Ce faină e drona asta, vai! După dronă au urmat cumpărăturile de Crăciun. Cu doar 1400 de coroane am cumpărat o tonă de ingrediente și foarte multă mâncare extra, asta în caz că nu reușim să gătim nimic. Deci m-am pus să gătesc și mi-am dat seama că nu am chestia cu care să bat șnițele. După care am primit un telefon de la Tuba, ei o să sară acum în fiord, o să facă ice swimming și chiar e ice swimming, că e super, super frig. Așa că mă duc să filmez, deci cred că o să avem un Crăciun ăsta French style, cu brânză, pâine și ce mai avem. Uitați de ce am făcut rost de la restaurant și acum mă duc înapoi la sora mea. Și m-am întors că mi-am amintit că nu aveam cheese slicer în bucătăria aia. De când m-am mutat în Norvegia am devenit dependentă de cheese slicer. Deci după cum se poate observa deja, Crăciunul ăsta e destul de haotic. Ca și viața mea de altfel. Eu tot timpul plănuiesc mai mult decât trebuie. Și e ok, pentru că atunci sunt determinată să fac și mai multe lucruri. De asemenea, proiectele la care lucrez necesită foarte multă flexibilitate. Eu nu pot să am un program rigid. Trebuie să renunț la perfecțiune și să mă adaptez la situație. Așa că o să mănânc gătitul pe mâine. Mâine dimineață. Vlogul ăla cu luftă. Hopana. Clar. Am depășit orice mi-am propus. Era 5 după masa și noi cumpăram cadouri. Noroc că avem un frate foarte înțelegător acasă. Ramă aurie și brățară maro vișiniu. Îi în stânga jos, la poza la care ți-am dat și era acum. Acum că am rezolvat și cu cadoul ai mei și toate alea, în sfârșit mă întorc la familia asta să filmez puțin pentru proiectul ăla de care v-am zis, pentru că vine Moș Crăciun jumătate de oră. Și e foarte important. Să prindem. Gata cu filmatul. Acum m-am întors înapoi. Nu mai pot să povestesc. Așa de fain a fost, da? Deci am primit o cină norvegiană. Finlișot! Nu aș exagera deloc dacă aș spune că noaptea de Crăciun, adică 24 decembrie, a fost un dezastru complet. Eu eram extenuată după alergătura din ultimele zile, iar sora mea, Roxana, era copleșită de primul Crăciun în străinătate. Pe de altă parte, eu nu mi-am ținut promisiunea de a pregăti mâncare românească. Efectiv, nu am avut când. Așa că în jur de ora 11 noaptea, când internetul bubuia de poze cu masa de Crăciun, colindători, noi abia ce ne-am apucat de făcut pomene. Deci, Roxia, explică-ne tu ce faci. Pomene. Și cât e ora?
Nu contează. Ce? Nu. Și cum am ajuns în situația asta? Ce face în pomenii la 10 noaptea? Bad planning? Da. Dar nu contează. Cum e Crăciunul în Norvegia? Acum că fac pomenie, e ca acasă. Ah, ok. Deci asta era secretul. Și că acum că am colindat tot țâră. Ah, da, și am colindat-o pe bunica. Crăciun fericit, Puli! Fericit! Și noi, bunii, n-o lasă că venim, poate venim de Paști sau după Paști sau... Venim de Paști. Venim până la primăvară. Venim prietenul Roxy. Hai. Salut! Nu vorbești că limba română. Bunii din Franța nu știe așa multă română încă, dar au început să învețe. Lasă că să învețe. Păi învață, că deja știe câteva cuvinte și propoziții. Zi aia. Sunt frumos. No! Salut! Aia cu nobine. Nu bine. Bunii, fii aici atentă cum zice. Ce zice? Zice bine, pronunță bine. Suntem frumos. Frumoși. Frumoși. Suntem frumoși. Și aia cu nobine? Nobine. No, vezi, bunii, că știe cum să zică nobine. Ar trebui să colindăm, ar trebui să colindăm. Da, ce ar trebui să colindăm? Da, și vreau colindă. Vrei să te colindăm, bunică? Eu vreau colindă tot ziua. Nu ne-am pregătit. Deschide ușa, dar pe noi nu putem deschide ușa acum. Deschide videocall-ul, Roxy, că mami și atât nu l-o deschide. Deschide camera, Cristine. Deschide camera, Cristine. Ce bine fi că sunteți la oaltă. Măcar atât anul ăsta. Cântăm o strofă? No, bine, hai. Care? Deschide sau? Dacă, asta are pe zrații de adormit. No, bine. Okay. Pe 2, 3 și... Deschide ușa, creștine! Deschide ușa, creștine! Unde s-a născut Hristos? Tare gazdă! Asta e momentul în care Petre face din alea. Da! Gata! Atât nu mai știu! Da, vii! Suntem deja în casă! Virtual, bunii! Nu! That's bad timing. Da, de ce s-a oprit? Bune, am pierdut conexiunea. Mă bucur că ne vedem. Ce noi? Ceau, bunii! Ceau, bunii! Da, bine! Crăciun fericit! Crăciun fericit! Pa, pa, pa! O altă zi în care toate au mers prost, deoarece nu m-am trezit dis de dimineață așa cum am promis și am ajuns în bucătărie abia pe la ora 1. Și acolo am stat toată ziua. Deja că ar trebui să găsesc un slogan pentru Crăciunul din 2021, ăsta ar fi Enjoy the process. Un fel de bucură-te de proces, nu numai de rezultate. În timp ce găteam mâncărurile alea fără de care nu este Crăciun, mi-am sunat prietenii și am povestit ore întregi. Desigur, gătitul meu a luat mult mai mult decât calculele făcute de domnul Google, așa că am terminat toată treaba în jur de ora 9 seara. Preferatele mele, șnițelele. Și aici sunt bucățile de pui pe care le-am cumpărat fără să le verific, erau mult prea micuțe, nu știu ce am făcut cu ele. Și cam ăsta e rezultatul, așa arată masa noastră de Crăciun. E 25, dar nu contează. Sper să fie bun. Și nu vreau să vă arăt doar părțile bune din viața mea. Așa că trebuie să vă menționez disputele pe care le-am avut cu sora mea, pentru că nu există atmosferă de Crăciun, că nu avem un plan, că nu a ieșit totul așa cum trebuia. Dar vedeți voi, atunci mi-am dat seama că toată goana asta după perfecțiune și atmosferă, toată agitația din luna decembrie ne face să vedem fericirea
doar într-un anumit fel, mai ales de Crăciun. Mulți oameni consideră că au un Crăciun oribil doar pentru simplu fapt că nu sunt alături de cei dragi. Uită să fie prezenți și recunoscători pentru lucrurile mărunte. Cu toate că nu am avut un Crăciun ca restul lumii, nu a schimbat absolut nimic din ceea ce s-a întâmplat. Am acceptat că sunt factori pe care nu îi pot controla, spre exemplu, sănătatea. Am acceptat că nu o să avem o masă de Crăciun în data de 24 și am sperat pentru o masă de Crăciun măcar în data de 25. Am acceptat că trebuie să muncesc într-o zi în care toată lumea se relaxează și că trebuie să uit de planurile pentru editare YouTube. Da, sora mea s-a simțit prost că am stat toată ziua în bucătărie și eu m-am simțit prost că nu am reușit să pregătesc astea pentru data de 24, că nu am reușit să fiu o gazdă ca în România. Dar ce contează? În sfârșit am avut o cină perfectă. Și cel mai oribil Crăciun s-a transformat în cel mai special și mai frumos. Pe lângă locația fantastică pe care ne-au dat-o prietenii mei, am avut parte și de o iarnă ca în povești. Și cel mai important lucru, Crăciunul e Crăciun, oriunde ai fi, atunci când ai mâncare tradițională. Aia ne-a lipsit în 24, de aia nu eram fericiți. Bine, eu am observat asta anul trecut, când am gătit și mai mult decât am făcut-o în acest an. Și da, am filmat și atunci un vlog pe care nu l-am mai postat niciodată, că era prea târziu, dar acum nici nu mai îmi pasă. Și aici avem niște pachetele cu mâncare românească, care o să ajungă la 3 familii de norvegieni. Pam, pam! Deci acum mergem să lăsăm mâncarea pentru șefa mea și în caz că nu știați, eu lucrez la grădiniță momentan și a fost foarte drăguță când am avut corona, a venit și mi-a lăsat un pachetel la ușă și acum de Crăciun mi-a trimis o pâine din asta specială de Crăciun făcută în casă, așa că i-am făcut și ei un pachetel, sper să-i placă. Am terminat cu pachetul și sora mea așa de drăguță îl învață o colindă pe Benjamin. Când ne-am gândit că ar fi fain să colindăm la oamenii la care urmează să mergem, la cină. Ok, I also want to hear it! Deschide ușa, creștine! Deschide ușa, creștine! Că venim din nou la tine! I don't know how to sing the rest! Okay. That was really good! Yeah, he just el nu m-a încercat acum. Și nu știe cuvintele în română, deci. Deloc. Nu știu, nu vorbești ca limba română. No, lasă că înveți, no. Hai, mergeți. Suntem frumoși. No, frumoșilor, hai, că uitați ce frumos e aici. Așa, vreau să iau un cadru din ăsta romantic. Aici e cafeneaua în care am avut noi cina jos, unde lucrez eu. Câteodată. Și sus sunt niște apartamente și acolo ne-am petrecut noi Crăciunul. A fost foarte fain. Slobozia Colinda! This is Romanian and it means are we allowed to come in and sing? Please! Deschide ușa creștine! Deschide ușa creștine! Că venim din nou la tine, că venim din nou la tine. A treia zi de Crăciun a fost cea mai frumoasă. Am avut parte de o cină internațională cu mâncare turcească, norvegiană, românească și lituaniană. Așadar, Crăciunul printre străini este frumos, cu condiția ca tu să îți dai voie să fii fericit. Crăciun fericit! Ha? Crăciun fericit! Crăciun fericit! Crăciun fericit! Ia! Scol! Unde s-a născut Hristos? Unde s-a născut Hristos? Tale, gazdă! I didn't have the time to learn all of it. I'm not Romanian. He learned it just 20 minutes. I'm happy with it. Wow. And he doesn't know the words. He has no clue what he's saying. No, I'm French. I don't know what he's saying. Gata și cu Crăciunul. 7 dimineața.
Am ajuns, ajung acum la lucru și e prima zi în care eu deschid grădinița. Yay! Ah, și soarele mi-a plecat acum. Nu știu când o mai văd data viitoare. Ma. Sper că ți-a fost sărbători faine. O night divine.